Wow! Asta a fost prima reacție pe care am avut-o când am admirat ultimul videoclip în care apare Stella Botez, fără cobză, fără costum tradițional și chiar dezgolită ușor. Și totul pentru artă, pentru muzică, dar și pentru piesa pe care a realizat-o împreună cu Mocreanski, băiatul care ne-a surprins nu doar odată prin talentul și vocea pe care o are. Astăzi sunt în platoul nostru și știți voi deja, vin să ne ofere detalii, dar și să vizionăm videoclipul. Salutare! Bine ați venit! Salut! Salut, dragule, mam! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc. Tu l-ai învățat? Nu, el este băiat mare și știe singur că la o femeie frumoasă și adevărată se vine cu flori frumoase. De fapt, tu ai mai fost, dragule, cu cât timp? Nu? Vreo 2 ani în urmă, mi se pare. Da, 2019. Așa, ai fost împreună cu Romina. O da, altă tânără da. Interpretă, mai tânără. Mai tinerică, așa. Da, da, nu, hai că nu spunem mai tinerică, nu știu, tu tot ești tinerică, dar cel puțin mai începătoare mai cu experiență, decât, așa. Decât Stella. Iar prestația voastră aici ajunge aproape la 1 milion de vizualizări. Bravo. Asta doar pe YouTube. Asta doar pe canalul da, nostru, da. Doar pe profilul nostru, ca să nu zicem cât de bine prinde pe alte rețele. Stella, da. Unde l-ai întâlnit? Și de ce ai zis că trebuie să faci cu băiatul ăsta o melodie? Păi, a făcut el, de fapt, melodia. Eu sunt doar vocea de refren și becuri. Eu sunt partea feminină în piesa lui, în creația lui. El fiind un băiat talentat și având foarte multă inspirație pentru mesajele pe care vrea să le transmită publicului, și acestea sunt foarte multe, pentru că are în palmares multe creații. Noi cu el suntem la a doua colaborare, în 2017. Da, da. Așa, el a mai creat o piesă la care eu la fel am cântat refrenul și probabil că i-a plăcut atunci experiența noastră, astfel încât la piesa actuală s-a gândit la fel, eu să-i interpretez refrenul. Și eu am fost de acord din prima și am zis că merită să sensibilizăm publicul din nou. El fiind un rapper melancolic, romantic, sensibil și foarte frumos. Așa. Astfel încât fetele se atrag la el, cred. Cred. Frumos pentru descriere. Ai mai văzut ce descriere frumoasă ți-a făcut. Muzica pe care o faci tu, chiar dacă este una modernă sau, mă rog, care ajunge la tineri, este una plină de sens. Tot așa ai rămas cu durere în suflet pe care trebuie să o cânti? Da, probabil deseori, de fapt, mă inspiră trecutul. Asta. Trecutul tău, da. Care a fost unul poate nu atât de fericit. Evident, fiecare am trecut prin, nu știu, dureri. Evident, fiecare poate să se regăsească. Asta noi om să nu fii iubit vreodată în viață, să spunem. Și uite, melodia asta și videoclipul pe care l-ați pregătit, e despre sau ce, unde vrei să ajungă, ce vrei să transmită? Eu am transmis, de fapt, cum am mai spus, ce am trăit. Deci, evident că persoanele se regăsesc în melodia cu tare. Dragoste neîmpărtășită. Ai plâns, Stella, când ai înregistrat melodia? N-am plâns, dar cumva m-am concentrat să intru în esența textului și a melodiei, având și eu o experiență în spate. Și eu acum mă întreb, așa, noi ca între femei ne întrebăm, oare când va avea Mocreanski o dragoste împărtășită și va fi mai totul așa? Roz? Va mai crea așa? De ce nu? Da? Nu încurc nimic. Da? Da, oricum, el poate să-și imagine. Artist. Da, dar el poate să-și imagine exact. Chiar dacă nu trăiește cu adevărat. Pe Instagram am văzut niște poze frumoase în care apari sărutându-te, iubindu-te. Eu? Da, dragă. Sărutându-mă eu? Da, adică nici nu la tine. A, nu la mine? Nu la tine am văzut. Nu vrei opa. Să spui nimic despre... Da, nu înțeleg. Unde m-am sărutat? Păi te-am văzut cel puțin îmbrățișându-te cu cineva. A, păi îmbrățișându-mă poate da. Vrei să bați spre ce? Că sunt într-o relație. Da, da, da. Da, nu ascund, că dacă am publicat deja. Da. Ionele Kim este iubitul meu. Și știu și eu. Știi și tu? A participat și la 100 de mână, mi-am zis. Este sportiv, eu artist.
Probabil facem echipă frumoasă împreună și chiar avem planuri, nu doar de viață personală, dar și pe plan profesional. Eu mă bucur pentru voi doi, Mocranski. Cum te cheamă pe tine? Grigore. Grigore, de ce ai ales e numele tău de familie, da? Da. Nu vroiai să alegi altceva mai mic, mai scurt, mai... Din școală mi se spune Mocranski și așa, am rămas Mocranski. Și din școală citeai rap? Terminând clasa 9. Și te vezi doar în domeniul ăsta? Sau mai faci și o facultate sau ai alt job? Întotdeauna sunt bucuros să încerc ceva nou, pentru că niciodată nu încurc. Așa, vei încerca muzică populară? Nu știu cum te descurca cu milismele din... Te ajut eu! Din muzică populară. Urmează alte colaborări cu alte voci feminine sau vei încerca și cu voci masculine din Moldova? Până când nu știu, chiar nu știu. Adică, cum ți vine inspirația, creezi o piesă, deja mai departe vezi vocea cui s-ar plia bine pe acea piesă.